Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă prin care mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva din lucrările pe care le avem în desfășurare la nivelul municipiului Roman și stadiul acestora în ceea ce privește lucrarea de reabilitare termică la blocul 33 de pe strada Anton Pan. Lucrările avansate, deja am ajuns pe fațada din fața blocului. Se lucrează într-un ritm bun și suntem în continuare în monitorizarea acestor lucrări, astfel încât acestea să se facă la condiții și la standarde de calitate. Apreciez însă ritmul bun în care se desfășoară lucrările. De asemenea, lucrăm și în pietonalul Ștefan cel Mare, acolo unde ne îndreptăm spre cea de-a doua potcoavă dinspre Bancpost, mergând către Biserica Precista Mare, pe laterala din dreapta. Se lucrează și aici într-un ritm destul de bun. Sunt lucrări de amploare care presupun decopertări și crearea unei stări de disconfort prin zgomotul produs de picamere. Însă sunt convins că atunci când vom finaliza aceste lucrări la sfârșitul acestui an, pietonalul va fi reabilitat în totalitate și vom uita tot disconfortul creat pentru amenajarea acestui pietonal. De asemenea, lucrăm și la asfaltările din cartierul Nicolae Bălcescu, acolo unde deja pe strada Ocniței am realizat mai multe guri de preluare a apelor pluviale. Mai avem de finalizat un rest din strada Mărului cu gurile de preluare a apelor pluviale, după care vom intra pe strada Pescarilor. Vom realiza și aici 10 guri de preluare a apelor pluviale, după care se va putea trece la turnarea binderului și ulterior a stratului de uzură pe toate cele 4 străzi pe care le pregătim. E vorba de un rest din strada Tinosului, strada Mărului de la intersecția cu strada Tinosului până la strada Ogniței și strada Ogniței și strada Pescarilor, precum și legătura dintre cele două străzi. De asemenea, am finalizat săptămâna trecută și lucrările de asfaltare la parcările din cartierul favorit. Ne-am mutat la parcarea din spatele blocului 21 de pe strada Sucedava. E o parcare de asemenea de amploare, o parcare care va răspunde nevoilor cetățenilor din zonă. Am urmărit pe parcursul acestor zile, având în vedere și ploile de afară și modul în care se scurge apa din parcările abia asfaltate. Din cele 4 parcări amenajate în zonă, de fapt din cele 5 parcări amenajate în zonă, doar pe una singură avem o problemă. Încercăm în aceste zile să o remediem astfel încât și scurgerea apelor pluviale să se facă corespunzător. Continuăm și cu lucrările de montare a trotuarului cu pavele la evidența populației. Acolo dorim facerea legăturii între trotuarul de la parc, care arată bine, este din asfalt, dar nu are probleme deosebite, și să facem legătura cu trotuarul de pe Bulevardul Republicii, care a fost reabilitat în anii trecuți, astfel încât și acel colț al străzii Ștefan cel Mare să fie finalizat. De asemenea, se lucrează la ridicarea în cotă a căminilor. Pe de o parte, firma care a asfaltat în cartierul Spiru Haret finalizează de ridicat în cotă aceste cămine. Pe de altă parte, pe o lucrare proprie, ne-am propus un program de ridicare a căminilor în cotă. Am finalizat lucrările pe Miron Costin și Sucedava și vom interveni pe strada Ștefan cel Mare, segmentul cuprins între gară și trecerea la nivel calea ferată spre Iași, și de asemenea pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, pe segmentul cuprins între strada Miron Costin și sensul de girație de la depozitul logistic Penny.
Lucrăm și se lucrează într-un ritm, deși lent, datorită complexității lucrărilor și cu foarte multe branșamente, dar sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă în cartierul Lipovenesc, în condițiile în care, deși am avut ploi semnificative sâmbătă, nu au fost probleme deosebite în preluarea apelor pluviale și aceasta, deși lucrările nu sunt încă finalizate. Partea bună pentru cartierul Lipovenesc este că avem promisiuni din partea constructorului care a câștigat licitația la asfaltări, că începând cu data de 24 iunie se va putea intra pentru începerea lucrărilor de asfaltare a acestui cartier. Vom începe cu strada Avram Iancu și fundătura Crișan, de asemenea cu o echipă a societății municipal Locato. Începând de săptămâna viitoare, în funcție și de vreme, pentru că mai sunt și alte lucrări de finalizat, vom interveni pentru realizarea canalizării pe strada, pe fundătura Ile Caragiale, astfel încât acest cartier în totalitate să fie asfaltat până la sfârșitul acestui an și să avem și bordurile și trotuarele făcute cu pavele. De asemenea, o altă problemă pe care o avem se referă la acoperișul de pe Alea Revoluției, blocul 11, blocul de locuințe sociale, acolo unde sunt câteva probleme la structura acoperișului și apa se scurge în apartamente. Am demarat și la acest bloc lucrări pentru repararea acoperișului și eliminarea acestor neajunsuri. De asemenea, suntem în proceduri de licitație publică și în această săptămână și săptămâna viitoare avem termen final de depunere a ofertelor la mai multe lucrări din oraș și sperăm ca tot în această săptămână să desemnăm și câștigătorul de la lucrările de asfaltare din cartierul Nicolae Bălcescu. De asemenea, lucrăm și cu echipele proprii din primărie pentru realizarea de parcări. Am lucrat în săptămâna trecută în fundătura crizantemelor, continuăm și în această săptămână cu bordurarea aleilor și a parcărilor de la fundătura crizantemelor, blocurile 1 și 2 și amenajăm în spatele blocului 3 de pe fundătura crizantemelor două parcări, astfel încât și această zonă să fie reabilitată în totalitate. Vom turna și covor asfaltic pe această alee și toată zona va fi modernizată, după care ne vom muta spre alte parcări. E vorba de acea alee de legătură între strada Oituz și strada Cuzavodă, prin spatele blocurilor. De asemenea, și acolo vom amenaja o parcare și vom trece la asfaltarea blocului, parcării din spatele blocului 17 de pe strada Cuzavodă. În măsura în care vremea ne va permite, vom mai efectua lucrări de plombare pe strada Mihai Viteazu. Așa cum se știe, strada Mihai Viteazu este drum județean, avem un acord cu Consiliul Județean. Undeva în luna iulie, Primăria Municipiului Roman, prin Direcția Municipal Locato, va iniția lucrările de realizare a canalizării pe segmentul cuprins între strada Ștefan cel Mare și strada Tirului. Așteptăm în această lună sumele de bani promise de la Consiliul Județean pentru realizarea trotuarului de pe strada Mihai Viteazu, urmând ca odată cu finalizarea și amplasarea bordurilor, cel puțin Consiliul Județean să vină și să toarne covor asfaltic până la trecerea la nivel cale ferată dinspre Luțca. De asemenea, vom mai repara trotuare și în jurul blocului 56 de pe strada Smirodava. Un anunț pe care vreau să-l fac către președinții, vicepreședinții și membrii din comisiile secțiilor de votare este că începând cu data de astăzi și până pe data de 6 iunie, între orele astăzi începând de la ora 12 până la ora 16, iar de marți până joi între orele 10 și 16 vor putea ridica de la etajul 1, de la caserie, intrarea dinspre judecătorie, își vor putea ridica indemnizațiile
pentru participarea la comisiile secțiilor de votare. Ridicarea sumelor de bani se va face prezentând obligatoriu cartea de identitate. Practic, toate aceste persoane vor trebui să se prezinte personal. Dacă nu vor putea personal, vor trebui să facă o procură la notariat pentru a desemna o altă persoană în vederea ridicării sumelor de bani. De asemenea, tot în această săptămână va deveni operațională și bariera din parcarea Roman Vodă. Prin extinderea acestei parcări am realizat un număr de 111 noi locuri de parcare pe raza municipiului Roman, prețul pentru accesul în parcare fiind de 1 leu pe oră, sau persoanele care doresc își pot achiziționa un abonament de 40 de lei pe lună. De asemenea, și riveranii își pot achiziționa un abonament de 120 de lei pe an. La această parcare, la fel ca în toate parcările care sunt cu barieră, nu se poate folosi aplicația T-Park și nici posibilitatea plății prin SMS, trebuind să se prezinte în baza bonului ridicat la automatul din parcare. În plus, la această parcare vom avea și o tabelă care va indica în permanență numărul de locuri disponibile, astfel încât în condițiile în care nu sunt locuri disponibile să știe posesorii de autoturisme că nu pot intra în această parcare. Și de asemenea, la fel ca și în celelalte parcări, avem un termen de grație de 10 minute, practic din momentul în care cineva intră în parcare, are la dispoziție un termen de 10 minute să iasă fără a plăti absolut nimic. Mă refer aici în speță la părinții care doresc să-și ducă copiii la școală. Practic, dacă numai cât intră în parcare să-și lase copiii, nu vor avea absolut nimic de plată. De asemenea, un termen de 10 minute există și după efectuarea plății până la ieșirea efectivă din parcare. Un alt eveniment deosebit care se va întâmpla astăzi se referă la o vizită pe care o voi primi în cursul acestei după-amieze. Așa cum știți, la Gala Excelenței, cea de-a 10-a ediție, a fost premiat cu titlul de cetățean de onoare post-mortem Mauriciu Ligler, fost primar al Romanului în perioada 1905-1907. Anunțam încă de atunci că nepotul acestuia, academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, nu putea fi prezent. Astăzi și-a anunțat prezența în Roman pentru a putea ridica acest titlu al lui Mauriciu Ligler, și în jurul orei 15 îl voi primi la primăria municipiului Roman pentru a înmâna diplomele și însemnele municipiului Roman. De asemenea, o altă propunere pe care o voi face Consiliului Local, și am rugat colegii mei de la Direcția Tehnică și Direcția Juridică să pregătească documentația, se referă la lucrările de refacere a carosabilului de către firme de utilități, și care fie nu aduc într-un termen rezonabil carosabilul la starea inițială, fie fac lucrări de mântuială. Așa cum ați observat, s-a întâmplat și pe strada Griviței o lucrare Adelgaz Grid care a fost reabilitată în bătaie de joc. Voi propune sancțiuni drastice pentru aceste firme care nu vor efectua lucrări de calitate, pentru că nu dorim ca întreg orașul să devină iarăși spart și nereadus la starea inițială. Cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință. În rest, vă stau pe mai departe la dispoziție pentru întrebări. Legat de bugetarea participativă, aici probabil cel mai bun exemplu din țară e Clujul, dar nu putem compara Clujul cu Romanul. E acolo un întreg sistem bazat pe tehnologie blockchain care asigură transparență. Pe site-ul primăriei nu apar inițiatorii proiectelor și conform regulamentului ar trebui să apară și cum se implică inițiatorii, care este contribuția lor, că fac voluntariat sau sub altă formă în proiect.
Eu pot să vă spun următoarele lucruri. Există această comisie la nivelul primăriei municipiului Roman de evaluare a proiectelor. În momentul de față, toate cele 7 proiecte au trecut de evaluarea inițială și sunt supuse dezbaterii publice. E drept că, așa cum spuneați și dumneavoastră, noi la Roman suntem într-o fază incipientă a bugetării participative. E, dacă vreți, un caz pilot. Dar vom îmbunătăți de la un an la altul întreg mecanismul. Ne bucură foarte mult că totuși până la urmă 7 persoane au dorit să propună proiecte în ceea ce privește bugetarea participativă. Vreau să vă spun că la nivelul fiecărui proiect există menționat inițiatorul acestor proiecte, există menționat și modalitatea în care se implică fiecare, clar, pe bază de voluntariat, toți și-au manifestat disponibilitatea de a se implica pe bază de voluntariat și mai mult decât atât, pe parcursul procedurii, în măsura în care proiectele nu sunt foarte edificatoare, vom putea solicita clarificări de la cei care le-au depus. Eu zic că seara m-am uitat pe site și nu apăreau și atunci ar putea apărea ideea că a făcut primăria 7 proiecte? Nu, sub nicio formă. Nu. Și o să vedeți, sunt terțe persoane, n-au nicio legătură. Ok. În social media e așa oarecare vârvă cu privire la faptul că toate parcările sunt cuplate. Și dacă vreți să explicați de ce sunt parcările cuplate, punctual, ca să... Păi, haideți să le luăm. În primul rând, știți foarte bine că la nivelul parcărilor de reședință s-a dorit acest lucru din partea proprietarilor, tocmai pentru a avea asigurat acel loc de parcare personal pentru fiecare în parte, să știe că nu-și găsește locul de parcare ocupat. În ceea ce privește zona centrală a municipiului Roman, primele parcări cu plată au fost introduse, dacă mi-aduc eu aminte, undeva în anii 2014, în zona centrală a municipiului Roman și s-a observat că din momentul introducerii în această zonă centrală, mă refer la Bulevardul Roman Mușat, lumea a început să găsească locuri de parcare în zona centrală, în zona instituțiilor, pentru că trebuie să înțelegem cu toții că rolul acestor parcări în zona centrală trebuie să fie de a fi ocupate pe un termen cât mai scurt. Practic, dacă o să vedeți, și în celelalte localități mari din țară și din lume, se folosește chiar acel sistem de taxare progresivă. Prima oră mai ieftin, după aia de la a doua oră mai scump, a treia oră și mai scump. Interesul este de a genera cât mai multe locuri de parcare libere în zona instituțiilor, astfel încât cei care au treabă la aceste instituții să poată veni să-și găsească un loc de parcare, să intre, să-și rezolve problema, să meargă mai departe. La fel s-a întâmplat și aici la noi în zona centrală și haideți să ne amintim că înainte să introducem parcările cu plată pe strada Uituz, pe strada Libertății, pe strada Cozavodă, nu găseai niciodată un loc de parcare liber. Iată că în momentul de față se găsesc locuri de parcare dedicate, tocmai așa cum spuneam, pentru cei care doresc să ocupe pe termen scurt aceste parcări. Am eliminat practic din toate aceste parcări mașinile vechi, am eliminat mașinile de vânzare și am răspuns și unor solicitări din partea celor care locuiesc, riveranilor, și de pe strada Unirii, și de pe strada Uituz, și de pe strada Dobrogeanu-Gherea, și de pe strada Libertății, care în permanență găseau locurile de parcare ocupate. În momentul de față își găsesc în sfârșit și ei locuri de parcare când vin seara de la servici. Am evitat în zona centrală să desemnăm ca și parcări de reședință, tocmai având acest considerent al faptului că sunt zone în care sunt foarte multe instituții și cei care doreau să vină la aceste instituții nu ar fi putut parca dacă erau parcări de reședință. Și dacă vă uitați, discutăm în momentul de față și de un trafic mult mai disciplinat. Uitați-vă și la bariera de la judecătorie, să vedeți că nu mai stau mașinile una peste alta. Practic s-a reglementat într-un mod foarte corect și civilizat modul de a parca pe raza municipiului Roman. Și rămâne tot la infrastructură. Intersecția de la gară, în intersecția de la gară s-a schimbat temporizarea la semafor.
Unul din efecte este că, într-adevăr, dinspre Iași, cum îmi pare, mai liber traficul. În schimb, în partea asta altă, dinspre pompieri, câteodată coada ajunge până la intersecție. Și vă spun că asta se întâmplă frecvent. Și se întâmplă și probabil și datorită faptului că, nefiind o sincronizare între semafoare, deci eu vă spun cu 50 km/h, dacă pleci de la verde din fața clubului Țevilor, ajungi și stai 45 de secunde la roșu în intersecția de la gare. Supraveghează cineva ce s-a întâmplat după toate modificările astea? Se are în vedere, nu știu, poate dă drumul iarăși la verde intermitent la dreapta spre mor. Da. Aici vă răspund și vă explic pentru că nu țineți cont de un principiu. Unda verde trebuie să fie în legătură cu cei care vin de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. E vorba de tirurile care vin și, într-adevăr, tirurile care virează la stânga de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu vor avea undă verde și vor trece mai departe. S-a luat în considerare acest lucru tocmai pentru că traficul mai intens este cel al camioanelor de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Vreau să vă spun că am monitorizat foarte atent în ultima perioadă. Nu există o problemă a traficului în acea zonă. S-a generat o oarecare fluență și intermitentul la dreapta, tocmai din acest considerent, a fost oprit pentru a putea, a da posibilitatea să se parcheze pe ambele benzi de circulație și a nu genera o coadă prea mare încoace înspre pompieri. Noi vom mai monitoriza în continuare, trebuie să analizăm pe termen lung, nu pe termen scurt, acest lucru, dar trebuie să plecați și de la acest concept că unda verde trebuie să fie cu ocolitoare. Sunt de acord, dar la coada aia sunt și tiruri, de aia zic. Da, nu vor reuși, stați un pic, nu vor reuși niciodată să treacă toate tirurile. E clar că vor fi și tiruri care stau acolo, da. Dar nu se întâmplă foarte des, doar la ordine de vârf, să fie coada până mai aproape de evidența populației. Dar în rest, vă spun că, dacă vreți și acum, dacă mergem, o să vedeți că nu e chiar așa. Eu din zona aia vin acum. Da, eu vă spun, dacă mergem acum, după conferință, și ne convingem împreună. Spuneți firmele de utilități care, dacă nu aduc asfaltul la tot, o să fie sancționate, cam care ar fi sancționate? Păi nu știu, asta le-am dat abia colegilor mei în lucru. Legal, adică păi din punct de vedere legal, amenzi. Amenzi. Sigur că da. Da. Și rămâne totuși la infrastructură. Știu că, da, nu e un subiect foarte plăcut, dar unde a lucrat în Romul e cam jale. Și mă uit că intersecția, sensul giratoriu de la Favorit, unde cei de la Inrom s-au laudat că pune asfalt cu celuloză sau nu știu ce, le cam sare celuloză din asfalt, că apar gropii. Aveți acolo măsuri, ce măsuri să luați împotriva lor, având în vedere că la sfârșit, când are un an și da, acolo nu s-a semnat recepția finală și e clar că le vom cere să intervină în garanție. Dar acolo mai avem noi de ridicat în cort două cămine, pentru că sunt probleme și de la aceste cămine. Știți foarte bine că pe unul l-am ridicat la intersecția cu strada Sucedeau. Da, dar într-adevăr sunt și astfel de zone, aveți dreptate. Având în vedere că se apropie nou exercițiu financiar cu bugetul europene și trebuie să vă pregătiți, mă gândesc cumva, cât de pregătită este primăria Roman și nu numai primăria Roman, că e vorba și de zona metropolitană, asociația asta nouă, sincer, mi se pare că mai mult se ține de spectacole decât să facă ceva util pentru toată zona metropolitană Roman, cât de pregătiți sunt pentru a lua fonduri europene în nou exercițiu bugetar, dacă aveți ceva în plan? Păi, eu vă răspund altfel. Primăria Municipiului Roman a fost întotdeauna pregătită și va fi și de această dată pregătită. Știți foarte bine că dacă aveți. Păi, sigur că da. Un prim pas pe care va trebui să-l facem anul viitor va fi acea strategie de dezvoltare pe perioada 2021-2027. Știți foarte bine că acest lucru l-am făcut și pentru exercițiul financiar actual și noi, deși eram pregătiți la începutul anului 2014 să accesăm fonduri europene, din păcate acest lucru s-a întâmplat abia din anul 2018. Deci etapele sunt altele. Prima dată guvernul trebuie să-și facă treaba,
Guvernul trebuie să negocieze cât mai bine de această dată și axele de finanțare, să stabilească și niște ghiduri mult mai flexibile. Aici știți foarte bine că am avut discuții inclusiv la nivelul viitorului președinte al Parlamentului, al Consiliului, al Comisiei Europene, Manfred Weber, pentru a introduce obligativitatea unui ghid unic la nivel european și pentru a nu mai da posibilitatea guvernelor statelor membre să abuzeze excesiv de această suprabirocratizare și cât mai multe documente, cât mai multe hârtii. Eu vă garantez că Primăria Municipiului Roman va fi pregătită, începând cu anul 2021, să acceseze fonduri europene. Vă mai spun de asemenea că am purtat discuții atât cu reprezentanții ADR, dar și cu reprezentanții de la nivel european. Va fi foarte greu ca la nivelul unor asociații metropolitane să existe linii de finanțare. Noi vom încerca la nivel regional, prin acea asociație Moldova se dezvoltă, să începem să atragem astfel de fonduri și abia ulterior, dacă va funcționa la acest nivel regional, putem să venim și la nivel local cu aceste asociații de metropolitane. Eu am avut mai multe întâlniri cu primarii din zona Roman Metropolitan. Am vrut să ne implicăm împreună într-un proiect de extinderea rețelelor de gaze naturale și chiar dacă dumneavoastră vedeți numai latura aceasta culturală că s-ar dezvolta între noi, să știți că avem și, cel puțin chiar dacă nu se văd proiecte de infrastructură, avem cel puțin discuții și ne oferim sprijin reciproc, pentru că în momentul de față nu există o legislație care să ne permită atragerea de fonduri la nivelul local, la nivelul asociației metropolitane, însă individual putem da sprijin fiecare dintre aceste comune și dacă vreți, exemplele vi le pot enumera: branșarea la rețeaua de canalizare a orașului, a comunei Corduna, a comunei Gădinț, extinderea rețelelor de gaze naturale către comuna Gădinț din Roman, de la Gădinț se va merge mai departe spre Ion Creangă și așa mai departe. Deci, practic, noi colaborăm și din punct de vedere al infrastructurii la aceste asociații. Atunci poate ar trebui ca asociația să comunice mai intens? Da, știți ce se întâmplă? La nivelul asociației noi încercăm să facem activități de administrație și poate nu am dat importanța cuvenită acestor comunicări, dar dacă întrebați primarii din Roman Metropolitan, o să vă confirme cele spuse de mine. Da, mulțumesc. Aș vrea să revenim la ce spuneați dumneavoastră, firmele de utilități care nu aduc la starea inițială drumurile vor fi amendate. Cine va stabili calitatea lucrării după reparație? Avem direcția tehnică în primărie și avem dirigenți de șantiere, clar că avem specialiști care pot spune acest lucru. Da, mergeți și vedeți cu ochiul liber pe strada Griviței, se vede. Acești specialiști n-ar putea monitoriza, de exemplu, de la începutul unei lucrări până la sfârșit, pentru a se evita... Nu e genul de lucrare care să presupună un diriginte de șantier. Noi avem diriginți de șantier la lucrările mari de investiții ale Primăriei Municipiului Roman. Firmele private își pot desemna pe cont propriu diriginți de șantier. Lucrările trebuie să fie conforme și termen de 2 ani câte e garanția, nu trebuie să se întâmple absolut nimic. Când la o săptămână după ce ai asfaltat s-a văluit în halul ăla asfaltul, e clar că e o problemă. Deci noi oricum vom propune pe lângă această sancțiune, vom stabili prin regulament, în măsura în care legislația ne permite, ca aducerea la starea inițială să o facă primăria, firma urmând să... Sigur. Noi avem, vedeți dumneavoastră aici la Delgaz cel puțin, e compania de electricitate și compania de gaze naturale. Compania de electricitate are contract cu primăria pentru aducere la stare inițială, compania de gaze are un contract cu firmă din Piatra Neamț. E strategia companiei, companie privată, dar până la urmă trebuie să plătească dacă nu respectă standardele impuse la nivelul primăriei. Vi se vede parcă
parcări. Ați făcut vreodată un calcul să vedeți cam câți bani intră în primăria numai din parcări? Nu am, suntem abia în stadiu incipient cu aceste analize. E clar, cred că la nivelul unui an de zile intră peste 700.000 de lei din parcări, dar scopul primăriei municipiului... 7 miliarde de lei vechi. Cam la nivelul ăsta estimăm noi. Avem achiziționate aceste aparate pe care trebuie să le plătim în rate în trei ani. Toate aceste sisteme de bariere și de la judecătorie și de la piața Roman Vodă și din pietonal. Obiectivul nostru nu este neapărat acela de a genera venituri. Sigur că orice venit în plus la primăria municipiului Roman se va regăsi tot în infrastructură, că de asta dorim să realizăm venituri. Dar obiectivul principal este tocmai acela de a disciplina parcarea la Roman și pentru a genera cât mai multe locuri de parcare pentru cei care doresc și au treabă în centrul municipiului Roman. Parcometrele își scot bănuții? Adică sigur nu că nu. Să investim din primul nu, care... nu. Locuri la creșă. Da. Avem? Da, bineînțeles, da. Vom intra, nu vor fi niciodată suficiente. În momentul de față vom veni din nou cu înscrierile în luna august, la fel cum am făcut-o și în anul trecut. Avem în momentul de față disponibile un număr de 30 de locuri la creșă. Creșa, așa cum știți, se află în procedură de licitație publică pentru... De fapt, așteptăm proiectul să fie validat de către Agenția de Dezvoltare Regională și ulterior demarăm procedura de licitație publică pentru modernizare și extindere. Practic, de la 30 de locuri, o vom extinde la 90 de locuri. Iată cum se o debutare am discutat. Burierele de marginea șoselei, de la ieșire din oraș, de la gară spre calea ferată. Da. În grijă cui? Păi ele sunt tunse. El nu era tunse. Eu zic parcă să mai mergeți... dinspre gardul societăților comerciale, dinspre șosea. Eu știu că e finalizată lucrarea. Nu este. Nu? Probabil odată cu... Au început deci, lucrările. Da, e o firmă privată. Nu. E o firmă privată care se ocupă cu acest lucru. Probabil timpul nu a mai permis. Da, sâmbătă a plouat, aveți dreptate. Da. Când deschidem ștrandul? Imediat ce vremea ne va permite. Mai avem de făcut câteva retușuri la bazinul mijlociu. Eu inițial îmi propusesem pentru sâmbătă să deschidem ștrandul. Din păcate și sâmbătă se anunță ploi, așa încât vom amâna pentru săptămâna viitoare și așteptăm vreme bună, că e inutil să deschidem parcul, ștrandul și să plouă. Ați vorbit despre lucrări în cartierul Nicolae Bălcescu și despre lucrări pe strada Nicolae Bălcescu. E, nu știu, din punctul meu de vedere e cam ciudat că nu înțeleg care și unde se lucrează. Cartierul Nicolae Bălcescu începe de la Abatur și merge până la Pod la Gădinț. Toată lumea știe acest lucru, iar pe strada Nicolae Bălcescu e în cartierul Lipovenesc. Avem o structură a cartierelor municipiului Roman? În ce sens? Există o împărțire teritorială pe cartiere. Găsim la Roman așa, să știm exact un cartier de unde până unde, ce străzi intră. Nu avem așa ceva, dar ele se cam știu din totdeauna. Nu ni s-a părut așa o chestiune de interes. Adică pe mine m-a interesat câte cartiere are municipiul Roman și cum se numesc. Nu există o astfel de structură, dar... Am putea ele sunt. Lucra la o chestiune de... Eventual, sau... când vom realiza următorul PUG, putem discuta și acest lucru. Mulțumesc. Cu ștandul mai lubit, că mă interesa și pe mine când făcea prima baie. Și pe mine mă interesează, dar acum, dacă vreți, ieșim afară, facem o baie. Ca să luăm și eu pe aceeași temă cu colegii, vorbim despre infrastructură, penalizări, care mai este adică despre locuritoare? Deja am solicitat o expertiză, am avut un prim termen, ne-a fost admisă proba cu expertiză și urmează ca expertul să fie desemnat de către instanță și să preia toate documentele în vederea realizării expertizei. Noi am propus și obiectivele expertizei, așteptăm desemnarea expertului. S-a acesta, e ceva ce nu ține sub nicio formă de noi.
Nu pot să estimez că e o procedură judecătorească și chiar nu ține. Nu mă pot pronunța pe asta. Mă întorc puțin la infrastructură și... Da. Coincidența face că am văzut zilele trecute un material foarte interesant. Nu mai știu exact la ce post TV era vorba de Sinaia și de faptul că City Managerul de la Sinaia a spus că lucrările bune sunt cele pe care el personal împreună cu cei din primărie le verifică în timp ce și nu după. Da, sunt de acord. Se face și la urmă? Bineînțeles, da. În timp ce? Păi da, nu știu, poate ați văzut și postările de pe pagina mea, că sunt prezent aproape în fiecare săptămână la șantiere. Și atunci, în situația în care după lucrările nu spune. Da, spuneți-mi și mie una. Acela este. Da, dar eu nu amestecați lucrurile. Dar nu amestecați lucrurile. Asta publică în rom. Păi da, dați-mi punctual cele făcute acum, în ultimii ani, ultimii doi ani. Da, dați-mi ultimii doi ani, vă rog. Pe șoseaua de centură, de exemplu, a fost asfaltată, era în mandatul dumneavoastră. Da, și în momentul în care a fost asfaltată. Am înțeles, da. Și în momentul în care a fost asfaltată, a fost ok? Asfaltul nu e de... Eu am fost... Atunci, pe loc. Atunci, pe loc. Și mai departe. Dar să nu aveți expertiză în calitatea asfaltului. Acum dumneavoastră merge și vedeți, dar nu... Dar sunt dirigenți de șantier, dar nimeni nu poate acum în calitatea asfaltului să vadă ce. În momentul în care s-a asfaltat, noi ne-am asigurat că s-a scos planeitatea, am ridicat în cotă capacele și așa mai departe. Adică aici, ați văzut că am făcut... Sigur e o problemă de calitate a asfaltului. Ei, acolo și inclusiv buletinul de analiză care l-ați avut... Păi tocmai s-a lăsat de meserie. Adică... Mai și la pensie. Haideți să vedem lucrările din cartierul Spiru Haret, dacă vreți. Cele asfaltate în ultimii doi ani. Am trecut și anul ăsta. Deci ca să ajung la final, cineva semnează pentru acest... Obligatoriu semnează, da. Nu știu. Cartierul Spiru Haret e cel din Primăverii. Primăverii stânga-dreapta, care duce până sus în Biserica Catolică și în dreapta, care duce până încolo în Islazul. Ăla e tot cartierul. Bulevardul Republicii, toată zona.